A cedat asfaltul în dreptul unei guri de canal de pe strada George Poboran din Slatina. Autoritățile au intervenit pentru a remedia problema, însă a fost nevoie de închiderea circulației pentru a face loc utilajelor. Mașinile care circulau pe această stradă au fost deviate pe Ionașcu, sufocată deja de traficul greu. Este o intervenție pe rețeaua de canalizare, mai exact pe un cămin care se află pe rețeaua veche de canalizare. Până diseară vom remedia situația existentă și vom da drumul la trafic în condiții normale. Practic, cât timp a fost îngreunat traficul? Probabil o să fie în jur de 6 ore. Potrivit reprezentanților companiei de apă, surparea străzii a fost cauzată de un racord de canalizare din rețeaua veche care a cedat. A fost nevoie de decopertarea asfaltului pentru ca echipa de intervenție să poată anula respectiva conductă. Porțiunea afectată a fost acoperită ulterior cu pietriș, iar traficul a fost reluat. În perioada următoare va fi turnat și stratul de asfalt.